Vă salut, dragi prieteni! Cum puteți vedea, în spatele meu se află o croazieră în care poți călători chiar și tu. Domnul Constantin recent s-a întors dintr-o călătorie în care ați vă explicat și detailat cum puteți chiar dumneavoastră să călătoriți. Toate întrebările, domnul Constantin deja e membru în parteneriat cu croaziera dată, deja toate întrebările el va explica la telefonul indicat pe ecran. Și îi dăm cuvântul domnul Constantin să vă explice despre ce merge vorba. Domnul Constantin, vă rog. Deci, eu sunt reprezentantul partener al companiei Incruzis, companie internațională de călătorii și odihnă. Deci, clubul de călătorii Incruzis este fondat de Hutchison, un american, acum 8 ani în urmă. Activează în peste 200 de țări și inclusiv în Moldova deja de 7 ani. Super! Deci, da. Eu acum 2 ani am devenit membru al companiei. Da. Am fost în călătorii de acum de mai multe ori. Acum m-am întors recent. Și cum v-a părut dumneavoastră călătoria? Foarte extraordinară. Eu am fost cu soția și soția, când am trebuia să ne coborâm de pe navă, mi-a spus că ar fi bine să rămânem aici. mă rog. Am vrut să-i explicați la oamenii care ne privesc acum, cum ei pot călători cu croaziera dată. Foarte simplu. Deci, pentru a deveni membru, da, două feluri de este membru și da, este partener. Da. Deci eu sunt membru partener. Da. Pentru ca să nu mai să călătorești, este nevoie să te registrezi pe un link de recomandare al meu. Da. Și atunci te registrezi, îți deschizi un cont în cadrul companiei. Da. Și cotizezi pe contul ăsta. Da. Cotizațiile se dublează. Aha. Și când ai nevoie să pleci în călătorie, te programezi din telefon. Am înțeles. Ai oficiu personal și îți iei banii care i-ai cotizat de acolo, dublați. Deci dublează. Pui 200, îți dai 400, da? Nu, să zicem așa, am pus 100 de dolari lunar, da, cotizați 100 de dolari, am pus 100 de dolari lunar, avem 200. De pildă, ai pus 5 luni. Câte 100 de dolari, ai pus 500, da? Da. Dar în cabinet ai 1000 de dolari. Deja poți să-ți alegi o croazieră din 21.000 de variante. Aha. Croaziere de felul ăsta sunt foarte multe. Foarte multe. În clubul ăsta internațional are contract cu mai multe linii de croaziere. Da. Și da, fiecare poate să-și aleagă și linia, și destinația, și cu cine pleacă. Deci pentru două persoane, să zicem, eu, de exemplu, am fost în Marea Mediterană cu nepotul soției mele, prima dată, în decembrie. Și noi cu 800 de dolari am călătorit... Cu 800 de dolari, 800 două, de persoane. Dolari două persoane, am călătorit... Câte zile? 8 zile, 7 nopți. 8 zile, 7 nopți. 8 zile, 7 nopți. Am vizitat 4 țări, 6 orașe. Mâncarea inclusă. Tot inclus. Deci, dar băutura? Băutura, dacă vreți, vă luați pachet aparte. Aha. Dar numai drumul dus întors, restul tot e inclus. Avionul, zborul. Da, zborul sau... Până la destinația unde s-au ambientat, da? Da, da. Și te îmbarchezi în croazieră care ți-ai ales-o și călătorești o săptămână, 10 zile, 30 de zile. Depinde câte zile îți alegi. Cât dorești să alegi de acolo. Deci noi pe 8 zile, pe noi ne-a costat 800 de dolari. 800 de dolari, două persoane. Două persoane. Am vizitat 6 orașe, 4 țări, Marea Mediterană, tot așa. Marea Mediterană. Puteți, vă rog, să arătați, da, pe unde călătorim. Da, rog, iată traseul care l-am făcut. Deci am fost din Roma, Civita Veche, Sicilia, Malta, Barcelona, Franța și înapoi ne-am întors prin nordul Italiei, ne-am întors la Roma. Și cu avionul am venit la Iași.
Am înțeles, stați să fac mai departe să discutăm. Vreau câteva întrebări. Da. Toate persoanele care ați vrei cumva voi informați oricare, poate să vă telefoneze la numărul indicat. Bineînțeles. Și dumneavoastră, dacă ceva, o să-i ajutați ca ei să-și iei biletele care doresc. Asta e obligațiunea mea. Eu am obligațiunea, eu sunt partener. Aha. Am licență oficială din companie și omul care vine, eu îl invit, eu răspund el. Îl ajut cum el se poate să ajungă pe navă. Da, cum se poate să rezerve nava, cum se poate transfera banii pe contul lui, cum se poate să plătească. Orice întrebare, spectatorul poate să vă întrebe pe dumneavoastră. Orice întrebare, tot eu le răspund la toate întrebările. Am înțeles. Absolut. Vă mulțumesc de prezentarea dată. Deja, dacă ceva, ați aveți posibilitate, poate mă duci și eu să călătoresc și a să fac și eu o reclamă încă mai puternică. Da, și încă ceva. Duminică la orele 12, la Consiliul Raional Ungheni, sala de conferință, va fi prezentarea companiei cu colegii mei, cu lideri ai companiei care vin de la Chișinău și posibil să vină și din alte țări. Vă invităm pe fiecare personal care dorește și vrea să vie, vă așteptăm cu mare drag. O zi bună, urmăriți-ne, detaliile deja la domnul Constantin le găsiți, o zi bună și sănătate la toată lumea. Duminică la orele 12, sala de conferință, Consiliul Raional Ungheni. V-am cuprins, vă doresc sănătate și numai bine. Dragi prieteni, link-ul a să fie în comentariu, care dorește poate să intre și să aboneze și uitați-vă cum reprezintă link-ul. Foarte simplu și excesiv de bine. E-mailul, numărul telefon și asta e tot. Mersi pentru timpul oferit. Vă urăm o călătorie plăcută.